Andrei și cofondatorul software și CEO Intuit Text. Să ne spună cum este relația soție în afaceri. Și dacă v-ați gândit și la transferul de transfer afaceri. Bună ziua! Sunt foarte fericită că vă vorbesc despre un business românesc și despre un produs, mă rog, cel mai faimos produs al nostru, Bitdefender, care este cel mai exportat produs românesc. La un moment dat era brandul românesc cel mai răspândit pe internet și are în acest moment, zicem noi, mai mult de 500 de milioane, jumătate de miliard, când vreți să luăm, ca să sume foarte frumos, de utilizatori în toată lumea. În produse Bitdefender sau tehnologie integrată în produsele partenerilor noștri. Nu o să vă răspund imediat la ce înseamnă relație soț-soție, ci o să vă zic o mică poveste românească. Mă bucur că înainte am avut alte povești internaționale și că acum pot să dau un exemplu și sunt multe alte exemple și sper să fie și voi aici în sala să construiți alte produse faimoase românești. Pot să dau un exemplu cum am construit noi, imediat după Revoluție, o companie și apoi un produs care este managuit din România, este tot internațional, managuit din România, cu headquarter în România, dar cu filiale în multe țări de peste ocean și din Europa și toate continentele. Deci, să vă zic un pic despre noi. Nu pot să fac așa, adică să spun un pic despre noi. Și eu și soțul meu am terminat facultatea de matematică. Ne-am întâlnit la Institutul de Tehnică de Calcul, fiind amândoi repartizați acolo în cercetare, după facultate. România a avut o școală de matematică foarte bună și sper că mai are un crâmpei așa un pic. Noi punem efort în a o readuce acolo unde era. Și nu numai matematică, vorbim de cercetarea fundamentală, fizică, chimie și informatică. Chiar și Ceaușescu, în perioada dinainte de Revoluție, a fost vizionat. El a pus pe picioare platforma Vivera și în România s-au construit primele calculatoare, odată în paralel cu construcția în Occident acestor calculatoare. Noi nu am, cercetătorii noștri nu au copiat, nu aveau cum, nu aveam informații de peste tot. Deci am terminat matematică în anul 89, când a venit Revoluția, eram în ITC. Și în 90 ianuarie ne-am dat demisia amândoi. Aveam doi copii, îi avem și astăzi, dar la vremea aceea aveau 3 ani. Sunt doi băieți gemeni. Aveau 3 ani și noi le dădeam demisia. Evident, în scandalul monstruos al mamei mele, care spunea că avem de crescut doi copii acasă și că suntem inconștienți. Dar, într-adevăr, cum spunea Alex, cred că și Sergiu, trebuie să fii puțin nebun. Da, antreprenorii cred că au oarecare nebunie, în sensul bun al cuvântului. Dacă nu au, probabil că nu se pot apuca de lucrul ăsta. Și o nebunie care ține de ADN-ul lor și de ce pe termen lung, într-adevăr. Ne-am dat demisia și am construit o companie împreună cu alți trei colegi din ITC, se chema Solasoft, întreprindere mică, legislație nu prea era. Am primit 300 de dolari de la tatăl meu și am zis, lasă, că mi-i dai tu în toți. Și Solasoft, acea întreprindere mică, s-a închis în iunie, deci a ținut din februarie în iunie, pentru că nu ne-am înțeles. Noi, cei patru, acționari. Și în octombrie, în 1 octombrie, am lansat o companie de software, care, nu întâmplător, poartă numele SoftWin, pentru că era o companie de software și pentru că noi avem doi gemeni acasă, Twin. Și pentru că era în acel moment și Windows în lansare, Win vine și de la Windows. Deci softul trebuia să și vingă, software învinge. Deci brandul nostru sau sigla noastră are un T splitat, Soft Win. Dar acolo, în acel brand, este un pic sufletul nostru, așa cum bine a spus doamna Rațiu, Răzganu, T de suflet în brand. Eu sper că sufletul pe care ne-l punem azi să-l aduce peste multe și să fim printre cei a noua generație, sau atât a spus că trebuie să fie, și să fie multe alte branduri de succes în România.
Așa ne dorim. Deci, în Matei Octombrie am construit compania Softwin. Ca să avem un prim contract, am aflat printr-un prieten al unei colegi din ITC că o doamnă care conducea o firmă de software din Franța avea o problemă de portat un joc de tenis de pe un Amstrad, o tehnologie veche, pe Macintosh, pe vremea aceea, și nu știa ca, cum să facă racheta de tenis să se miște uniform. Florin, soțul meu, împreună cu un coleg de ITC, au plecat la Paris, au vorbit cu doamna managerul acelei companii, a spus problema, au rămas două zile în Paris și s-au dus cu soluția scrisă pe hârtie, evident, nu aveam niciun calculator, și am primit primul contract. Pe baza acestui contract, un domn din Germania ne-a împrumutat un mini-calculator. Eu am făcut facultatea de matematică cu secție de informatică și calculatoarele pe care eu le-am văzut în facultate erau un independent, o cutie cât jumătate din acel perete, vedeam printr-un geam și la facultate perforam cartele. Astea erau aplicațiile pe care noi le făceam. În sfârșit, o bijuterie, am primit din Germania un mini-calculator care stătea evident în sufrageria noastră. Deci în România nu sunt garaje, unde se începe în apartamentul propriu, cred eu. Așa am început noi, sufrageria noastră era locul de întâlnire cu colegii și lucram. Încet, încet, unul din dormitoare a devenit al doilea birou, în bucătărie era contabilitate. Aveam un dormitor pentru copii totuși, care era încuiat ca să nu iasă prea să deranjeze, și un dormitor al nostru. Cam ăsta era sediul nostru în 1990, dar am fost foarte entuziaști, ne-am gândit noi că în România sunt mulți oameni inteligenți, ceea ce e foarte adevărat, și că merită să arătăm lumii întregi că putem face lucruri foarte bune. În 1991, la un an distanță, aveam deja un apartament deasupra apartamentului nostru, închiriat, și ne simțeam absolut patroni. Aveam un apartament, mi l-am mobilat cu birou office și acolo țineam toate sărbătorile, Crăciunul cu copiii angajaților noștri, aveam birou de manager. Și așa s-a întâmplat până în anul 1998, când am avut 4 apartamente închiriate până atunci, ne-am mutat, am renunțat la acest apartament, ne-am mutat într-un sediu, într-o clădire de business. A fost aproape când ne dădeau lacrimile, cum avem noi spațiul ăsta și așa de frumos și, da. În 98, deci aveam un sediu în Aerofina, clădirea Aerofina, în platforma de Pera. Eram foarte mândri. Dar să vă spun un pic cum creșterea noastră. Deci am crescut în zona de outsourcing, făceam aplicații la cerere pentru clienți din Germania, Franța, și în anul 1995-96 ne-au atacat virusii. Virusii veneau pe dischete, pentru că nu era internet, și dischetele veneau din, evident, din țările vecine, pentru că ele mergeau geografic. Ajunse, nu o să vă credeți, poate știți, poate nu, că veneau din Bulgaria. Bulgarii, ca și noi de altfel, și o să vă spun această, să zic, durere care, evident, între timp s-a estompat, sufereau că occidentalii nu ne considerau oameni inteligenți. Și au zis, ei spuneau, le arătăm noi lor. Și au creat acești virgi. Evident, erau foarte inteligent creați. Numai că nouă, pe noi ne afecta, nu puteam face livrări către clienții noștri decât cu dischete infectate. Clienții noștri, francezi, germani, spuneau, opa, am o problemă, ce fac, discheta ta e stricată. Așa că a trebuit să punem umărul să dezinfectăm. Ne-am dezinfectat propriile calculatoare, am dezinfectat dischetele trimise către ei, clientul a spus, vreau și o soluție ta, pentru că am și eu acest virus. A ajuns și la mine. Le-am dat, evident, clienților, prietenilor noștri, și cineva ne-a spus, dar de ce nu scoți așa într-o cutiuță acest produs pe piață? Evident, era o nebunie să scoți un produs în retail, în condițiile în care aveam Nordul, și nu numai Nordul, nu Megafish și așa mai departe, care erau în magazine cu firme foarte mari. Evident, nebunia noastră a fost să mergem fix în magazine. Așa că am împachetat produsul, s-a chemat Antivirus Expert, ulterior abreviat AVX, și l-am dus în magazine. Întâi în România și ambiția noastră era să arătăm și celorlalți, să dăm și în afara țării. Cu entuziasmul de a trece și oceanul, am ajuns în anul 2001
să vindem AVX în Statele Unite. Și primul lucru, ne-am luat un cont pe internet, avx.com. N-a durat mult ca să fim dați în judecată. Exista AVX Corporation, care avea brand în business, în electronică, circuite electronice. Nu avea treabă cu ce făceam noi, dar avea un brand avxcorp.com și au spus că infringement nu se poate, ne dau în judecată. Noi ne-am luptat ca niște lei să ne ținem AVX.com, ne-a costat vreo $100,000 cu avocați și am doar un început așa de înțeles problema și am renunțat, pentru că eram foarte posesită și am zis că e mai ieftin să schimbăm brandul. Și din AVX a devenit BB Fender. Între timp, avxcorp.com s-a mutat cu totul pe avx.com. Deși nu înțelegea până internet atunci, dar au reușit. Și am creat brandul BB Fender. BB Fender, în 2007, s-a despărțit de grupul Softwin, deci el este produs al lui Softwin, cu scopul de a duce pe bursă acest produs. 2007, eram într-o perioadă în care nu ne amenința criza. Având legături cu Statele Unite destul de strânse și echipe acolo, veștile din Silicon Valley veneau foarte clar să avem grijă de cash, pentru că vine o criză foarte dură. Nu am mai ieșit pe bursă, evident. Dar din 2007, BB Fender este un grup separat, Softwin este un grup separat de companie. Cum vă spuneam, el are mai mult de 100 de țări vânzare în toate continentele, cea mai mare piață a noastră este Statele Unite, apoi Germania, nordul Europei, dar și Orientul apropiat, Australia, China, Brazilia și mai departe. Deci, suntem tare mândri și un lucru cu care suntem tare mândri este că din 2011 până în prezent, toate testele de antivirus și teste independente ne situează pe locul întâi. 80% din aceste poziționări sunt locul întâi, 20% locul 2. Suntem cea mai apreciată tehnologie în acest moment din lume. Din 2011 până în prezent ne menținem în locul ăsta. Și acest lucru datorită unei echipe românești. Deci avem echipa tehnică 100% în România, în București, în Cluj, în Timișoara și în Iași. Sunt 300 de tineri extraordinar de inteligenți, pasionați și care creează în fiecare zi. Și credeți-mă că luptăm cu companii care au mai mult de 1000 de tehnicieni în spatele unui produs. Și cu bani mult mai mulți. Sunt tare mândri de această echipă tehnică și vă doresc dumneavoastră și doresc și altor antreprenori care se apucă mâine să creeze produse, să încurajeze tinerii bine educați, mai sunt tineri bine educați în școala românească, să inoveze și să creeze tehnologie. Cred eu că România are un diferențiator, a trebuit să și-l mențină, cel puțin l-a avut, în zona de tehnologie și cercetare fundamentală. E păcat să nu creăm brandul românesc de valoare, de mare putere. Acum să vă zic două vorbe despre familie, ca să răspund un pic, nu știu dacă îți spun. Eu, evident, sunt mamă și Florin e tată, nevra. Așa, ca să vă dau o mică glumă și îmi cer scuze dacă mă duc pe căi prea detaliate, să mă opriți. Eram încă în apartamente cu Seriu și lucram eu independent cu echipa și Florin la seara întâlnirea mea și bate ușor la... era bucătăria unui alt apartament, așa era seara de întâlniri, bate ușor la ușă și îmi face așa un semn. Zice, era seara, era întâlnirea mea. Zice, știi, trebuie să mergi la coridor. Am zis, seara, să mă duc la croitor, nu prea am foseam haine. Zic, despre ce croitor e vorba? Era capul unui copil de-al meu spart. Sau, doi, sunt higiene, sunt foarte energici, s-au ciugnit în casă, s-au spart și păretele, s-au spart și capul. Așa că eu trebuia să ajung la spital, la urgență, cu el, pentru că Florin nu suportă sângele și, cu atât mai mult, la copiii lui, o rană atât de gravă. Așa că luam un frumos copil de mânuță, dus la spital, unde era 13 ore când se coseau capetele lor, deci ei erau foarte obișnuiți. Și asta era una din, să zic, lucrurile care trebuie să le faci cu copiii, să ai grijă de sănătatea lor. Să știți că ieri, pentru că știam că vin la acest eveniment, i-am întrebat, iar 27 de ani astăzi, adică cum a fost, întreb eu, să fii așa copil de antreprenor, așa, cu mama și tata atât de ocupat. Și unul dintre ei îmi răspunde, zice, știi, n-am avut timp să-mi dau seama că sunt singură acasă, pentru că a venit cu oare.
E copiii cheamă Crișan și Nicoare. Și am avea pe Nicoare lângă mine și deci nu dădeam seama că toată ziua, de fapt, sunt singur fără voi, dar seara când veneam, voi ne ajutați cu tot ce aveam nevoie. Și ne-ați mai învățat să iubim natura, să facem sport și să ne descurcăm să fim independenți. Acum copiii noștri au făcut liceu Mihai Cazul în București, după care au decis să meargă la o facultate peste hotare, fiind o modă, poate fiind modă și acum, să plece copiii buni la o facultate. Și am zis, ok, numai că dacă nu intrați la o facultate de domn, să-ți admiși, foarte bine, o politehnică în București sau orice altă facultate e foarte bună, nu trebuie să mergeți peste ocean sau nu. Au aplicat la top 20 facultăți Statele Unite și au intrat la 5 dintre ele fiecare, intersecția dintre cele 5 și 5 fiind 3. Au ales să meargă împreună la Northwestern, au terminat Northwestern. Partea frumoasă, să zic, de schimb de educație, de sistem de educație, a fost următoarea. Ei au iubit partea, să zic, științifică, deci partea reală în România. Până în clasa 8-a, când aveam, să zic așa, o mică influență asupra lor, erau olimpici. E, din liceu n-am mai reușit, am nicio putere. Deci au chiulit cât au putut și mi-au spus că trebuiau să încerce și să... Cum e cu chiulul ăsta și cu... să nu înveți. Au mers la Northwestern și cum era libertate totală în a-și alege cursurile, nu au ales matematică, nu au ales fizică, ci filozofie, istoria artei, istoria, antropologie, deci tot ce poate că a lipsit și lipsea în învățământul românesc în ce au făcut ei. După 2 ani de plimbat prin astfel de cursuri, trebuiau să-și aleagă masterul și, sigur, într-un fel, eu m-am liniștit, au avut libertate totală, unul și-a ales matematică și altul și-a ales computer science. Și au terminat aceste două specializări. Au venit acasă, pentru că poate că iubesc România, poate că sunt apropiat de familie. S-au gândit că au multe de schimbat și de făcut aici, oportunitățile sunt foarte multe. Poate și partea socială în Statele Unite nu e atât de românească, sau s-a leagă destul de greu de români, cred eu. În sfârșit, au venit acasă, unul dintre ei face un master în neurobiologie. El terminând computer science, e singurul student acolo care a terminat computer science și face neurobiologie, acolo studenți fiind de medicină. Vrea să aplice această neurobiologie în informatică și a făcut o companie deja singur. Fratisul ajută, deci colaborează și fac aplicații, punând această inteligență, să zic, a creierului în produsele construite de el pe calculator. Nu i-am forțat niciodată să ajungă alături de noi, le-am deschis ușile să vadă cel puțin vacanțele din facultate, să facă mici interșipuri și îmi spunea, vai ce greu este să vin la voi la servici. Dar de ce nu e așa de greu? Pentru că sunt băiatul, tata, mama, nu mă consider ca orice coleg. Ei vreau să fie orice coleg. Nu prea puteau și nu aveam cum să-i ajut aici. Asta era adevărul. Așa că au plecat și au zis nu, la voi nu, ne facem noi. Evident că ei sunt tine și vor să dovedească, ceea ce e foarte bine. Despre noi ca soț-soție. Dacă e ușor sau greu, ce e foarte sigur este că un business înseamnă puțină planificare și te împinge într-adevăr să lucrezi multe ore. Cum bine spuneau Sergiu și Alex mai devreme, trebuie să lucrezi foarte mult. Deci numai și când e zi, când e noapte, când e timpul, ar trebui să mai faci lucruri pentru tine. Și atunci, încet, încet, cred că am făcut-o inconștient, nu neapărat planificat, am început să ne planificăm timpul personal. Și am avut bucuria să convinc pe Florin să ne apucăm de un sport, amândoi. Asta nu înseamnă că înainte ne-am apucat de sport, am fost pe toate stadioanele, am fost un pic și acționat la rapid, am fost pe stadion, am susținut echipe, eu fiind alături de băieții mei, peste tot. Deci trebuie tu ca femeie să faci activități alături de soț și copii, neapărat. E, dar la un moment dat, copiii mei aveau 12 ani și în școală la ei apare o doamnă profesoară de dans din Republica Moldova și copiii mei entuziasmă duc la dansuri, dansuri sportive. Eu pe Gaura Chei, bineînțeles, m-am îndrăgostit de ce se întâmplă la sală, acasă mai aflam de la băieții mei cum se dansează, m-am dus la profesoară, doamna profesoară, și eu vreau și noi vrem să venim la cursuri. Păi nu puteți, că ne trebuie o grupă de adulți. Și ce înseamnă grupă de adulți? 13 perechi. 13 perechi am făcut în 2 săptămâni, convingând părinții, unul câte unul, vă rog, dansul este o minune. Și au venit.
nu mai știu dacă au fost chiar 13, 12, s-au lăsat, din păcate, după o lună, două, nu mai eram decât două, trei perechi, iar noi am fost, cred că, singurii care am rămas din acea grupă. De la doamna profesoară Angela, ne-am mutat acum la alții antrenori și avem deja 14 ani de când facem acest sport. Acum 5 ani, antrenorii noștri spun, dar de ce stați voi tot timpul în sală? Știți că sportul ăsta e cu concursuri. E, nu, că râde lumea de noi și ne rușine. Eu, destul de entuziastă, Florin, te rog, hai să ne îmbrăcăm în rochii frumos, așa, în frac, în rochiță, să mergem să arătăm și noi cum dansăm. Nu, râde lumea de noi. În sfârșit, acum 5 ani, mai puțin eu, mai mult antrenorii mei, convinc pe Florin să ieșim la competiția organizată chiar de Dăncii. Ieșim pe locul 2 din 2-3 participanți. Deci, un mare succes. Dar eu mai generalizată, el foarte entuziast. Este culmea că el știe foarte bine să piardă în aceste competiții, eu nu vreau. Eu plâng de fiecare dată. Dar plâng scurt, pe o scurtă și mă ambiționez pentru ce urmează. E, și așa, de atunci până acum, am participat la 3 campionate mondiale. Există campionate mondiale pentru vârsta noastră, adică peste 55 de ani. Și reprezentăm România, luăm așa o plăcuță sau un steag și zicem, noi suntem din România. Toți se uită ca la un alien, așa, dar voi de cum ne-ați apărut? Că dansul la voi nu prea în țară. Da, am apărut. Și dansăm, nu avem noi ce rezultate, adică suntem la jumătatea clasamentului, din 200 de perechi acolo, suntem pe la 100 și ceva. Dar suntem foarte mândri că reprezentăm țara și că în primul rând că ne menținem sănătoși. E, dansul ăsta, de ce vorbesc despre el, este că vi-l recomand cu mare drag, îi face pe cei doi să descopere ceea ce poate acasă nu au descoperit, un pic din caracterul lor, un pic din felul de a transmite mesaje fără glas, pentru că acolo partenerii între ei își comunică doar prin un feeling și anumite contacte. E, bineînțeles că mulți ani de zile eu am condus perechea. Eu, pentru că, ca orice probabil fată, e conștiincioasă și învață pașii. Și eu știam pașii, Florin nu. După care, el veni să se relaxeze. Evident, nu să învețe pașii la sala de dans. În momentul în care antrenorii supărați foc, am zis că trebuie să termin cu chestia asta și să-ți asculți partenerul. Mi-a fost foarte rău. Și astăzi mi-am dat seama, deci de un an de zile, doi, îmi dau seama că e foarte greu să-l asculți când el conduce, dar cât de valoros este când reușești să-l asculți și el să conducă, evident, și tu transmițându-i ce-ți dorești de la dansul respectiv. Deci o comunicare non-verbală extraordinară. Extraordinar. Bun, de ce vreau să zic este că dacă n-ar exista probabil activitățile noastre foarte plăcute acum, dincolo de servici și de responsabilitățile care le avem, probabil că echilibrul nostru n-ar fi tot mai bun, sănătatea noastră n-ar fi grozavă, deci avem și partea fizică, efectiv, am o vârstă, trebuie să ne ținem fizic în formă și concursul ăsta, credeți-mă, impune dincolo de 5 antrenamente pe săptămână și un antrenament specific fizic, cu un antrenor special de ce multă muncă, dar suntem sănătoși datorită acestui sport. Dincolo asta, eu mai fac și puțină muzică și plimbări cât reușim noi în aer curat. Ce pot să spun ca o concluzie este că e minunat să ai un business împreună cu soțul tău. Ne complementăm, deci suntem acționari în mod egal la toate companiile și ne ocupăm, să zic, de zone diferite un pic din business, dar ne jucăm, să zic, rolul de super acționar pe business-ul condus de celălalt. Pentru că, evident, cel care conduce zi de zi un business este foarte implicat și foarte involved în ceea ce face și nu are o viziune exterioară. Deci eu, să zic, între ghilimele, sunt super acționarul lui pe ce face el și el super acționarul meu și să reușim cumva să avem viziunea asta, să zic, de pădure în loc de copaci. Un alt lucru care e foarte clar și probabil că voi ca tineri l-ați simțit tot timpul, nu mai există timp de servicii, timp privat. Ele trec de colo-colo. Bineînțeles că ai acces la internet, calculator și aplicațiile cu care vezi la birou și acasă, și în vacanță, și oriunde te duce. Dar, dincolo de faptul că ai acest acces, este chiar natural pentru tineri acum să facă și la servici lucruri fun,
și acasă să continue ceea ce fac la servici. Este un lucru minunat și pentru noi, și pentru ei, pentru că este un echilibru și este partea aia de emoțională de suflet pe care și eu o pun, trebuie obligatoriu să o pună în ceea ce fac, altfel nu are cum să facem produse de valoare. Da, și vreau să zic un singur lucru. Apropo de, sigur că o să vină întrebarea dumneavoastră, dar ce recomandă unui tânăr care se apucă sau dacă se apucă de business? Sunt valori familiale care se duc în business. Este vorba, evident, de caracterul de ateneu fiecăruia. E nevoie să fii foarte pasionat, să ți-e clar că te apuci de un drum lung, deci să fii foarte perseverent, dar pasiunea care o pui va fi determinantă. Dacă ai această pasiune, nu mai contează câte ore stai la birou, oboseala, sigur vei găsi căi și să învin familia cu efortul de birou și satisfacțiile sunt nemaipomenite. Aș dori în România să văd cât mai multe familii și nu neapărat familii, pentru că în business-ul de IT există o altă modă care e foarte bună și ea. Tineri care fac un business și după 3-5 ani îl vând sau, de fapt, nu îl vând imediat, aduc acționariat, ei devin minoritari și după un an, doi, ies din business, recuperându-și o sumă importantă de bani. Ieșind din business, creează un alt business și așa mai departe. Este obișnuit și la noi de curând, dar evident s-a permis și în alte țări de multă vreme. E foarte bine și așa, e foarte bine și un business lung de familie. Bine ar fi ca în România să fie mulți antrenori, multe branduri românești, multe produse cu valoare adăugată, cu multă inteligență românească. Acolo cred că ar trebui să fie diferențiatorul românesc și îl putem avea. Vă rog să luăm o întrebare dacă avem În primul rând vreau să mulțumesc familiei pentru faptul că în cei 4 ani de Grecia, Bitdefender a fost pentru mine unul dintre motivele care m-au ținut o vreau să mulțumesc pentru Bitdefender cu Linux, care merge excepția mă. Mult mai bine decât Friadeghe, îmi pare rău că trebuie să o spun. Mi-a dat Linux-ul peste cap și sunt Linux de 2 ani de zile, la 17 ani, din 20 de parte. Am fost foarte plăcut surprins să constat că feedback-ul străinătății și la nivel mic, feedback-ul străinătății contează, cred eu. Și am discutat cu băieții de la Webstore. Mi-a plăcut echipa acolo, din nou fericitări. Întrebarea mea ar fi, care e secretul? Eu îl știu. Dar aș vrea să-l aud de la cei care îl dețin. Eu zic un cuvânt. Dar sunt foarte puțini oameni care înțeleg. Ce este, de fapt, un business? Looking for what? E o pasiune. Hai să spunem cuvântului, că toată lumea se teme de cuvântul ăsta. Un business înseamnă munca pe care depui ca să fii fericit. Am dreptate. Dar nu e cuvânt fericit. E singur cuvânt. Pasiunea e mai bună. Și doar acest speech demonstrează pas cu pas că despre asta este vorba. Și mulțumesc inclusiv pentru această expunere. Sper să se bucure toți cei care citesc, mă rog, blogurile sunt mai multe, când o să vadă chestia asta. Mulțumesc mult de tot tuturor celor care au vorbit până acum și sper să ne mai știu că am întârziat, dar am avut povești frumoase. Ne așteaptă o serie de povești la fel de frumoase. Haideți să facem o pauză scurtă de cantare.